Gunoi. Da. Bună seara, doamnă. Cum o cheamă? Gunoi. Gunoi doamna Marcela Gunoi. În buletin sau e porecla din... Bună seara. Așa e numele doamnei, nu e nimic. Bună seara, doamna Marcela. Spuneți-mi... Alo, bună seara. M-auziți, doamnă? Cu tot respectul și cu toată onoarea, toată sala lui dumneavoastră. Mulțumim. Mă cheamă Gunoi Marcela, stau pe drumul Gării, numărul 12, da, sectorul 1. Da, nu vă dați toate... În legătură cu domnul Solomon Petre. Sigur, aici este domnul. Mai amicale, domnișoară, că nu e timp. Vă rog respectos, el acest om, când a fost la, mă rog, la muncă, unde a muncit, de unde a luat-o de acolo, pe data de 27 s-a dus și a luat-o cu vrăjele, cu momele, și a stat cu ea până pe data de 19. Pe 15 ianuarie m-am întâlnit cu ea în gară la Basarab, cu el împreună, să ducea să-și ia banii de unde a muncit ea. A spus în felul următor: mamă, merg să-ți faci, să-ți tragi reclamația și tu și Andreea. Nepoata mea, care a asumat-o cu doi copii și a băgat-o în mașină, i-a luat telefonul, a spart ușa, a venit 5-6 mașini de poliție aici la mine. Nu am înțeles nimic. A intrat pe străia. Doamna Marcela, stați un pic, stați un pic. M-auziți, doamnă? Puțin. Stați un pic ca să vă întreb și eu ceva, că avem nelămurire aici, adică nu înțelegem lucrurile. În sensul că n-am înțeles nimic, așa de... Deci, domnul Ginere, dumneavoastră spuneți că e violent? Da. Adică o bate pe fată? E violent, domnișoară. Mă ameniță în continuu de două zile. De două zile nu mai m-a sunat. Ultima oară pe 30 m-a sunat, 6:20. Și a bătut-o, a făcut-o într-un hal-le-hal și m-a sunat în felul următor: copiii, să nu spuneți, mi-a zis-o, pă, țigănește. Să nu spuneți, să nu spuneți, să nu spuneți, să nu spuneți, să nu spuneți. Să nu ziceți, nu, 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 doamnă, dumneavoastră să ne povestiți-ne, dar nu chiar așa cuvânt cu cuvânt, așa ca la televizor, da? Trebuie să vorbim mai frumos la televizor. Mai lento. Mai lento. Mai lento. Vă rog să mă scuzați, doamnă, că am care 10 ani de pușcărie. Doamna Marcela, n-am înțeles un lucru. Ce am pe cuvântul meu? Doamna Marcela, auziți ce zice ginerele? Că a stat 10 ani închisă? Da. Perché? Ca să... A spart vagoane și acum. Eu n-am stat închisă, domnișoară. Am făcut detenție, dar mai multă ca el n-am făcut. El are aproape 15 ani de pușcărie. Stați un pic, hai să o luăm... E foarte violent. Hai să o luăm pe rând, doamna Marcela. Doamna Marcela, stați un pic, stați un pic. Dumneavoastră, pentru ce ați făcut, pentru ce ați făcut închisoare? A spart vagoane. Fur de fier. Am furat. Da, doamnă. Cât? Am furat, cum a furat și el. Stați un pic, și câți ani ați făcut? Câți ani ați făcut? Tentativă de omor? Da. Dumneavoastră? 8 ani am făcut, doamnă. Din 8 ani am făcut 5 ani și 4 luni. Minte, 10. Și dumneavoastră, domnul Solomon? Am făcut în tinerețea mea. 15 ani, 25 de ani, mai mult de 25 de ani. El are fără număr, domnișoară. Și cât ați făcut? Cât ați stat după gratii? 6 luni sau un an, cu fiare vechi. Fiare vechi, după câmp, nu spargere de vagoane. E adevărat. Spargere de vagoane... Da. Doamna Gunoi, dacă a intrat 8 ani... Are și tentativă de omor. Cât a furat? Păi da, dar... Nu, are o tentativă. Ascultă, doamna, că pentru tentativă. Ca femeie, nu vedeți ce... Cream că a furat toate vagoanele. Îmi permite să vă spui un pic. Dacă... Dar n-am luat din toate vagoane. Din două vagoane am luat și mi-am luat 8 ani pedeapsă. Am luat de la stat. Eu n-am mâncat ca el, ca să omor omul, să-l sun cu cuțitul. Dați un pic. Să facă ei par dimineața. Doamna Marcela, a avut o căruță de lemn. Tentativa de omor. Un pic. Doamna Marcela, tentativa de omor ați făcut-o dumneavoastră sau ginerele? Da. Cine a avut fapta? Dumneavoastră? Ginerile, Doamne Iisuse, da, domnule, deci... Eu zis, domnul, cu ce să spune, cu nu ce? Eu, am înțeles, că nu se înțelese. Dar el nu recunoaște. Dar n-am avut așa ceva, aveți cuvântul meu, că eu nu mint. Nu. Dar știți că în 30 secunde v-am găsit pe internet. Îi merge la două capete, domnișoară. Deci minte. Stați numai un pic. Când a venit de pași la mine frumos... Și când a bătut fata mea, de i-am dat și a venit frumos, și când i-am dat fetii mele în camera mea, n-a fost băieți, n-a fost nimeni, nu nimic, are metode urâte când bea, și când i-a dat cu piciorul fata mea în gură, i-a dat căzut dintili. Și eu ca mamă i-am luat parfuria
și i-am dat în cap. I-am făcut 4 copci. Minte. Minte pe cuvântul meu. Da. Dar ați petrecut de Paște, ce să zic? E adevărat. După biserică sau una? Da, știți, e așa de... Nu. Stați un pic. Știți cum ameniță? Știți... Stați un pic. Numai un pic, domnișoară. Haideți că nu-mi face plăcere, ce aud, nu-mi face plăcere discuția. Spuneți-mi, unde-i fata dumneavoastră? Știți ceva de ea? Că domnul de aici din platou zice că ar fi undeva sechestrată. Hai să trecem la lucruri serioase, că... Domnișoară, nu e sechestrată, vă rog, respectos. Nu e lovită, nu e nicăieri. A plecat în toată lumea. Nu vrea să mai știe de el. Ea când s-a împăcat cu el, s-a împăcat pentru două înțelegeri, ca să-i dea copiii. Nu mai trimite copiii la școală, domnișoară, să duce cu el cu căruța, cu gunoaie, cu cioburi, că cu asta e meseria lui. Eu vând și eu pe trenul română de semințe să-mi câștig bani. Să-mi câștig și eu țigara și banii, că sunt bun la vă. Da, domnul Solomon, în primul rând... Nu e adevărat. Deci nu e sechestrată. O să vă rog să aduc în fața dumneavoastră, numai ca să spun adevărul. Da, uite, soția la telefon. Hai să vedem să ne spună telefon. Doamna Solomon... Și pe groapă mi-a luat-o cu jaca. Opriți-o pe doamna, vă rog. Opriți-o pe doamna.